Salutare, sunt Bebiți și astăzi vom continua să ne jucăm în continuare Gran Turismo. Înainte de a continua să ne jucăm, vreau să vă arăt ce mașini am. Am la Premium Car 20 de mașini, iar la Standard Car 39, un total de 59 de mașini, aproape 60. Cele mai folosite mașini sunt pe care le-am folosit eu sunt acest Dodge Viper. L-am luat când avea 0 km și acum are 884 de km. Altă mașină este acest Mitsubishi, care am concurat episodul trecut, 505 km. Mai este și acest Ferrari, mai puțin kilometri, dar l-am folosit la câteva curse, 54 de kilometri. La Standard Car sunt mai multe mașini care le-am câștigat la diverse circuite, adică nu prea le-am folosit, că nici nu am avut unde să le folosesc. Dar sunt bune să le am aici. Biggie. Acest episod vreau să mă joc aceste două curse. Aș putea să folosesc din nou acel Mitsubishi, dar vreau să schimb mașina și îmi voi alege acest BMW 135 E-Coupe din anul 2007, 41 de kilometri. Este un circuit pe care am concurat, dacă nu mă înșel, de vreo 10 ori, pentru că au fost curse care le-am repetat, cum este aceasta. Și cursa a început. Suntem deja pe locul 2. Cel pe primul loc. Sunt doar două ture. Suntem la prima. Acest BMW a fost printre primele mele mașini. Și trecem la a doua tură. Avem un avans considerabil față de ceilalți piloți.
asta. O mică greșeală. Dar este bine că o repar. Și câștigam cursa. Primim 4100 și fac 480.622. Nu voi schimba mașina pentru viitoarea cursă, voi păstra același BMW. Același BMW 135i Coupe din anul 2007. Cursa este pe cale de a începe. Suntem deja pe primul loc. Bine, până la urmă este ceva normal să termin de fiecare dată pe primul loc la begin, dar începând de la amator, începi să ai și probleme. Stați liniștiți, vom ajunge și acolo. Adică deja nu mai termin tot timpul pe primul loc și poți, de exemplu, la unele curse, dacă greșești des, să termin chiar pe locul 5 sau 6. Și să nu vrei să câștigi, n-ai cum și tot câștigi aceste curse la begin. Și aproape am terminat și această cursă. Bineînțeles, tot pe primul loc. Finish. Am mai primit 4100 și avem în total 484.722.
Să-mi spăl mașina? După fiecare cursă, obișnuiesc să-mi spăl mașina. Și arată ca nouă. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă spun la revedere!